astfel de lucruri. Sorin Stoicescu, expert în aviație, este în legătură telefonică directă cu noi. Mulțumesc pentru această intervenție. Domnule Stoicescu, aveam această informație confirmată de reprezentanții aeroportului. Un avion care a decolat a atins cu coada pista, iar în acest moment survolează zona aeroportului. Sunt probleme în acest moment și pentru aterizare din cauza acestui incident? Da, deci este un incident care se întâmplă destul de rar. El de cele mai multe ori este cauzat de o eroare de pilotaj, o decolare făcută brusc, o decolare în care nu s-a ținut cont de respectarea parametrilor din manual. Bineînțeles, pentru a ateriza, aeronava trebuie să consume din petrol. Probabil că nu e dotată cu sisteme de deversare, pentru că există o zonă de deversare la Florești, însă dacă aeronava nu e dotată cu așa ceva, trebuie ca să facă câteva ture de pistă mare, să consume din carburant, până când are o greutate optimă care îi permite să aterizeze în siguranță. Deci, în acest moment, spuneți dumneavoastră, sunt probleme și la aterizare. Se consumă din acest carburant pentru a nu exista riscul unui incendiu, unei explozii atunci când aterizează. Nu neapărat. Problema este aceea că la aterizare există o greutate maximă acceptabilă și el trebuie să ajungă la această greutate. De decolat poate să decoleze cu greutate mai mare decât cea necesară la aterizare. Însă greutatea este formată din componenta de pasager, componenta de aeronavă și componenta de petrol. Cel mai ușor este să consume o parte din petrol până când va ajunge la greutatea optimă pentru a putea să pună roțile pe pistă. Domnule Stoicescu, explicați-ne în acest moment ce se întâmplă la sol, pentru că și acolo sunt pregătiri. Cu siguranță aterizarea acestei aeronave este prioritară în acest moment pe aeroportul Otopeni. Deci la sol s-a declanșat planul de intervenție în situații de urgență. Sunt sigur că de-a lungul pistei sunt postate autospecialele de pompieri antiincendiu. Există pregătire în mod cert pentru a face un covor de spumă și de asemenea sunt mașinile speciale, de fapt ambulanțele echipate special pentru asemenea situații. Cam cât poate dura, domnule Stoicescu, toată această survolare, acest consum de combustibil? Cât poate dura procedura până la aterizarea propriu-zisă? Eu tot ce v-am spus acum este în funcție de datele pe care mi le-ați dat. Dacă știi despre ce tip de aeronavă este vorba... Boeing 737 este informația pe care... Boeing 737. Deci, în condițiile acestea, cam în 3/4 de oră, teoretic, ar trebui să consume petrolul care este în plus pentru aterizare. Pasageri probabil nu are mai mult de 100-120. Acum depinde ce 737 este, că dacă corect, e 800, New Generation e altceva. Dar în aceste condiții, probabil în funcție de ce decide comandantul aeronavei, pasagerii vor fi coborâți pe tobogane sau pe ușile normale cu scară. Da. Oricum, el nu va fi pus la burduf, adică nu va fi deservit de brigiuri în asemenea foarte condiții. Importantă această precizare. Mai am o întrebare, domnule Stoicescu. De ce a ales să se întoarcă și nu a aterizat la Budapesta, de exemplu? Pentru că înțeleg de la colegii mei care au văzut tot acest traseu că momentul întoarcerii s-a făcut deasupra Ungariei. Pentru că baza, deci el probabil a luat la cunoștință de defecțiunile respective în timpul zborului, făcându-și controalele, check-urile, și a decis să se întoarcă pe aeroportul de bază, unde avea toată logistica necesară intervenției la aeronavă. Deci a fost pur și simplu o decizie luată pentru a avea toată
logistica asigurată pentru aeronava respectivă. Adică inclusiv după debarcarea pasagerilor.